CSALB are un rol extrem de important în actuala arhitectură a sistemului financiar bancar. Avantajul principal al Centrului de Soluționare Alternativă este că oferă consumatorilor posibilitatea să intre în soluționare directă, în negociere directă cu băncile, prin intermediul unui conciliator care este o persoană cu experiență în domeniul financiar bancar. Este o rezolvare de tip câștig-câștig pentru ambele părți. Are elemente puternice din ceea ce se cheamă echitate. Deci, dincolo de paragrafele reci și seci ale legii, este o soluție care nu pune neapărat în practică legea ca atare, ci face să opereze dreptatea. Consumatorul nu are niciun cost în relația cu conciliatorii și cu Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor. Oferă posibilitatea celor două părți de a continua relația contractuală așa cum fusese începută inițial, cu echilibrarea pe parcursul derulării relației contractuale atunci când lucrurile se schimbă în ceea ce privește derularea contractului, când consumatorii încep să înregistreze dificultăți în plata ratelor creditului. Acolo unde s-a șters integral datoria sau parțial, situațiile sunt justificate din punct de vedere social și chiar medical. Consumatorii trebuie să privească cazul lor individual. Ca atare, fiecare dosar are particularitatea sa în ceea ce privește reducerea sau nu a unei datorii contractuale. Mă refer deci la condiții particulare pentru fiecare contract în parte, care a fost contractat într-o anumită perioadă de timp, în anumite condiții de dobândă, de comisioane, în anumite condiții de venituri sau existența unor ipoteci, și atunci de aceea fiecare caz este particular și trebuie analizat în acest fel prin particularitatea sa.